Salutare, dragi prieteni! Astăzi, 24 aprilie 2020, am avut o ocazie unică ca să vizitez spitalul Royal Free Hospital din Londra, unul dintre cele mai mari spitale din Marea Britanie, unde la știri ni se spune că sunt sute și sute și sute zi de zi de pacienți infectați cu noul coronavirus. Și am venit aici, surpriză, n-am văzut nici măcar o ambulanță. Câțiva doctori mi-au spus că este o secție undeva pe sus, la nivelul 12. Rest nimic. Nu am văzut nicio problemă. Medici fără mască de protecție, fără mănuși, fără câțiva oameni în spitalul, câțiva la cafea. Nu văd nicio stare de urgență, nimică. Unde sunt bolnavii care ni se arată la televizor toată ziua? Că, domnule, sute de morți, sute de infectați. Alții au murit. În alte țări, mii de morți. Mii de... Unde sunt, domnule, că eu vreau să-i văd. Eu ies din casă și mă duc oriunde spuneți dumneavoastră. Să vă arăt că cineva ne minte. Și că interesul este panica. Nimic altceva. Eu personal am ieșit să văd cu ochii mei. Bă, dar oare chiar e așa cum îi spune la televizor? Sau cineva ne minte? Surpriză. Liniște. Multe cabinete goale. Medicii stau pe jos, pe la cafele. Niciunul nu stau eu în cabinet. Mă fac și medic. Asta e lumea în care trăim. Suntem mințiți, oameni buni, vă rog frumos, deschideți ochii. Cineva își bate joc de noi. Nu contest faptul că nu sunt bolnavi, nu contest faptul că n-au murit oameni, sincere condoleanțe, dar se exagerează. Ce vedeți la televizor sunt cifre umflate din toate punctele de vedere. Mult se exagerează. Închideți televizorul și deschideți ochii. Aveți grijă de voi.